Aoleu, mi-am amintit premiul din sezonul trecut pentru Tascul Sărutului, evident. Câștigătorii au fost Cosmin și, cum o cheamă, Miruna, iar ca premiu au avut o ședință foto în Parcul Mogoșoaia. Mai țineți minte ședința aceea foto de epocă, îmbrăcați așa foarte, foarte ciudățel. Și cam atât, nu? Cam asta a fost premiul. O ședință foto și cred că cu un sezon în urmă, la fel a fost, tot o ședință foto, un album, un tablou, ceva foarte profesionist oricum. Și dacă premiul în acest sezon nu este același, pentru că în fiecare sezon mi-am amintit că asta au fost premiile. În sezonul cu Anda, Leo, Valentin și Alina au câștigat un double date, gen ședința foto la dublu, iar în sezonul trecut au fost Miruna și Cosmin și a fost fix același premiu. Deci acesta este premiul. Dacă nu va fi acesta, clar, Mihai ți-o va cere pe hartice, deși am auzit o discuție între Diana și Dani, iar Dani spunea că nu a fost niciodată plecat din casă Mihai. A fost o singură dată să-și reînnoiască buletinul, dar a spus că s-a întors foarte repede, undeva la 10 era în casă și a intrat pe o ușă diferită față de cei care merg după inelele de logodnă. Deci, mâine vom ști care este adevărul. Eu cred că a fost un task real, pentru că este un task extrem de consacrat și nu cred că se va lăsa cu cerere. Va fi o simplă ședință foto, bine, extrem de profesionistă, într-un cadru extrem de elegant, cu costume, cu make-up, cu tot ce trebuie. Hai cu Doamne ajută! Felicitări câștigătorilor! Mi-am amintit că cei din casă se temeau că acest task are ca premiu o noapte la hotel, chiar două, spuneau ei. Și Hatice, acum seara, chiar spunea că n-ar fi rău un city break în Italia. Și când am auzit de ședința foto, o să fie cu totul și cu totul delicios. Îmi pare rău de Diana că s-a rănit și că s-a lovit la buze. Dar spunea Dani că cred că mi-am șlefuit dinții în aparatul tău dentar. De ei chiar îmi pare rău.